Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, vă spun bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală. În seara asta un subiect pe care nu mi-aș fi dorit niciodată să-l abordez, cazurile de suicid în rândul copiilor. Am aflat că în urmă cu aproape o săptămână un copil în vârstă de 13 ani din Tăuții de Sus Maramureș și a pus capăt zilelor în urma unor discuții legate de temele primite la școală. Au mai fost înregistrate alte două cazuri în urmă cu aproape 3 săptămâni. Motivele nu sunt încă foarte clare, dar e foarte limpede că aceste cazuri sunt sau ar trebui să fie un foarte serios semnal de alarmă pentru părinți, pentru școală și pentru factorii de decizie în ceea ce privește echilibrul emoțional al copiilor noștri. Mă întrebam dacă, eu știu, aceste cazuri sunt cumva poate un efect al contextului pandemic sau sunt mai degrabă un simptom al unor dezechilibre emoționale pe care școala și părinții nu le identifică uneori la timp. Nu știu, încercăm să aflăm răspunsuri la toate aceste întrebări alături de invitata noastră din această seară, doamna Iolanda Crețescu, psiholog și manager al Centrului Vocațional de Dezvoltare Armonioasă Happy Minds. Bună seara, stimată doamnă, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Bună seara, mulțumesc de invitație. Vin atât în calitatea mea de specialist în psihologie, cât și ca inițiatorul unui alt proiect pentru adolescenți de Prehab Teens. Ocazie cu care, prin helpline-ul pe care noi îl avem, avem contact cu foarte mulți copii din România și cu problemele lor. Și acolo, cumva, este un termometru emoțional al acestor copii. Da, întâlnim cazuri de ideație suicidară, uneori copiii ajung să ne spună că sunt foarte aproape de o tentativă de suicid și de cele mai multe ori la bază este o problemă relațională, relația cu el, cu ceea ce simte, cu ceea ce primește din familie, cu rolul pe care îl are și cât este el de acceptat și de înțeles în această perioadă, care a generat foarte multe probleme de adaptare și de creștere a copiilor, dar și probleme de relaționare, așa cum spuneați, cu școala, cu ceilalți copii, pentru că la vârsta pre-adolescenței sau adolescenței, contactul social și experiențele sociale sunt etapă de dezvoltare. De aceea este foarte important să știm că, nu, dacă vrem să înțelegem copiii, trebuie să-i urmărim cum se joacă sau cum interacționează. Pandemia a luat această oportunitate. Asta este unul din aspectele foarte grave de care noi, Asociația Happy Minds și de Prehab, atragem un semnal de alarmă, pentru că ne-am întors într-o școală fizic după 2 ani de absență. Noi nu mai știm cum suntem, nu mai știm la ce suntem buni și să fim onești cu noi. Școala online nu a fost o școală performantă. Acești copii au percepția despre sine că nu știu. Și întoarcerea la expunerea autorității profesorului poate să facă ca în modul în care percepe lecția, examenul, lucrarea, să nu uităm că mâine este o zi de simulare, da, pentru copiii de clasa 8-a, fac anxietatea asta să fie foarte mare și dorința de a ieși bine din aceste experiențe, raportate la cât de pregătiți sunt cognitiv și emoțional, să fie invers proporțional. De aceea copiii ajung să facă. Da, este foarte adevărat. Stimată doamnă, să știți că eu vă vorbesc din perspectiva unui profesor și încerc să găsesc răspunsuri prin care să le pot fi mai aproape, să le fiu de ajutor elevilor mei, pentru că înțeleg foarte bine ceea ce spuneți, dar îmi dau seama în momentul de față că sistemul educațional, poate și, nu știu, și în rândul părinților, nu suntem suficient de pregătiți, nu știm exact ce trebuie să facem. De asta vă întrebam mai devreme dacă nu cumva crizele astea de depresie în rândul copiilor, iată, cu o finalitate extremă pentru unii dintre ei, nu sunt mai degrabă un rezultat al pandemiei. Dar să știți că vă ascultam un pic mai devreme și nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva școala online a fost un factor, a fost una dintre cauze, mai degrabă pentru că a fost făcută prost, nu neapărat că ar fi școala online. Școala online, săracă, e un instrument pe care îl folosesc de mulți ani.
Exact. Dar poate că n-am știut noi să-l utilizăm, n-am știut noi să ne folosim de el și iată, ajungem să ne aducem elevii în starea asta. Acum voiam să vă întreb, e adevărat, ne-au atras atenția aceste cazuri și mă surprinde că nu se vorbește mai mult despre ele în spațiu public. Mă așteptam să fie, nu știu, mie ca părinte, ca profesor, mi se pare foarte grav ce se întâmplă. 3 cazuri în ultimele 2-3 săptămâni, n-am văzut reacții din partea autorităților, din partea, decât, iată, din partea unor oameni ca dumneavoastră și dacă îmi dați voie o să dau citire imediat și unor informații pe care le-am găsit pe site-ul dumneavoastră, foarte interesant, un studiu făcut de Asociația Salvați Copiii. Mă așteptam să aibă un impact mai serios, lumea să-și pună întrebări, să caute soluții, pentru că este inadmisibil să lăsăm lucrurile să meargă în direcția asta. Aș fi vrut să vă întreb totuși, e adevărat, astea sunt forme extreme de manifestare a depresiei în rândul copiilor, dar mă gândesc că mai sunt și altele și nu le vedem noi părinții, profesorii. Ajutați-ne, vă rugăm, să le identificăm. Nu vorbim de un caz, de un simptom extrem. Depresia are ca simptom ideația suicidară, pentru că trebuie să privim depresia ca o tristețe, dar unul din simptome este starea emoțională, cum mă simt. Mă simt atât de abandonat de ceilalți, am o tristețe care doare fizic și nu mai găsesc altă soluție. Suicidul este o evadare dintr-o suferință. Nu e ceva ce vrem, nu este o intenție rațională, este pur și simplu, dacă vreți, un mecanism de supraviețuire, da? Adică ies din durerea asta pe care nu mai pot gestiona și mă duc dincolo. Este foarte important de spus ceva, apropo de cât de mult mediatizăm. Există o contagiune emoțională, pentru că dacă eu am o problemă, indiferent de vârsta pe care o am, cu atât mai mult pentru copii în care e gândirea asta de proces, ce se întâmplă dacă, sau ce abilități am să găsesc și alte soluții, flexibilitatea asta a găsirii de soluții. Dacă se mediatizează un caz, atunci el devine o soluție pentru problema mea. Pentru că nu doar un singur copil se simte abandonat, nefericit, în suferință fizică, neînțeles la școală, poate rezultatul unui bullying, poate un conflict cu părintele. Uneori se întâmplă să fim în relație proastă de familie, să se întâmple lucruri în familie. Și atunci suicidul să fie ca o soluție. Există această contagiune socială. De aceea este important să știm ce facem dacă presa, noi specialiștii, cum atragem atenția. Și, într-adevăr, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a da câteva simptome. Da? Pentru că depresia poate fi văzută de cel de lângă. La copii este important să vedem rutina zilnică, ce nu mai face și altădată făcea, care este plăcerea cu care își petrece fiecare zi, cât mănâncă, cum mănâncă. Într-o perioadă scurtă de timp s-a îngrășat foarte mult și a crescut consumul de dulce sau de picant sau a slăbit. Nu se mai vede cu copiii, ascultă un anume tip de muzică, se izolează de grupul de prieteni pe care altădată îl avea. A apărut o incapacitate de a-și mai rezolva problemele cu școala. Și toate aceste simptome trebuie să fie văzute într-un continuu, da? Nu doar să facem diferența între tristețe și un moment prost de câteva zile. Este important să fie pe cel puțin 3 săptămâni într-o formă continuă și în toate ariile vieții. Eu nu pot să am o destresă de ală școlară și acasă să mă joc pe calculator, să râd cu prietenii. Este o stare de sistem, pur și simplu. Da? Și atunci este recomandabil ca noi părinții, chiar și profesorii, să vedem aceste diferențe de emoționale pe care copiii le au, să fim atenți la ce desenează copilul, ce muzică ascultă, cu acordul lui sunt copii care țin jurnale, da? Hai să vedem, uite, și să nu ne fie frică să întrebăm. Mama, te-ai gândit vreodată să-ți iei viața? Când? În ce context? Este o întrebare pe care și noi specialiști o punem greu, cu inima strânsă, dar este foarte important să o punem. Da? O să fim șocați. O să vedem că foarte mulți copii spun, da, m-am gândit. Da, da. E îngrijorător. Adică, nu știu, e
Are un impact foarte mare ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Acum mărturisesc că nu m-am gândit nici ca profesor, nici ca părinte. Îmi aminteam de discuțiile care aveau, care aveau legătură cu educația sexuală. Sunt foarte mulți părinți care sunt efectiv incapabili să provoace o astfel de discuție, dar minte să-și întrebe copilul dacă s-a gândit vreodată să-și ia viața. Da, într-adevăr, ne-ați pus pe gânduri. Vă spuneam un pic mai devreme de studiul acela pe care l-am găsit pe site-ul dumneavoastră și de asemenea îngrijorător. Am văzut acolo că unul dintre adolescenți suferă și manifestă stări de anxietate sau depresive. Conform apelurilor înregistrate în anul trecut, de pildă, peste 60% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani se pare că au avut nevoie de suport psihoemoțional. Atât de mulți să fie, doamnă, și noi să nu-i vedem? Cum comentați? Cum vi se pare numărul atât de mare? Ce anume a declanșat fenomenul ăsta, că vorbim deja despre un fenomen, nu mai vorbim doar de cazuri izolate? Pandemia este un factor favorizant, da? Este un mediu care ne-a dus într-o situație cu care nu ne eram pregătiți nici noi ca părinți și nici copiii noștri, însă lucrurile stau prost de mai mult timp. Copii care sunt protejați de viață și nu pregătiți pentru viață sunt de mult. Sunt aceste generații fulgenea în care dorința părintelui este să-l țină fericit sau să-l dezvolte fericit. Nu avem această planetă a fericirii, da? Și atunci este important să creștem toleranța la frustrare, să creștem capacitatea copilului de a face față situațiilor dificile, echivalente cu viața lui. Ai un conflict la școală și știm asta, este un fenomen. Dau părinții buzna să rezolve problema copilului. Este jobul copilului cu profesorul lui. Are o problemă între colegi, între prieteni, dacă nu vorbim de un bullying sau dacă nu vorbim de violență fizică, verbal, acolo îi lăsăm între ei să-și rezolve lucrurile. Sunt meciuri pe care copiii noștri trebuie să învețe să le aibă în picioare. De aici și putem extrapola cu lipsa de experiențe. Se mai întâmplă un fenomen. Copiii noștri învață să relaționeze și să-și găsească utilitatea în jocurile pe calculator. Da? Viața pe calculator este foarte diferită de viața reală. Lucrurile nu se întâmplă la un click distanță. Când mă joc, eu trec de la un level la altul, obțin rezultate în câteva minute, într-o noapte, cu câteva puncte. O realitate care extrapolată în viața reală nu există, nu are corespondență. Și atunci copilul, odată că nu poate să fie atât de stimulat în viața reală cum se întâmplă într-un joc, și aici recomand părinților să dea oportunitatea copiilor să aibă și altă recreativitate, alt timp de calitate recreativă. Nu neapărat că de obicei noi interzicem calculatorul copilului. Dar ce punem în loc? Da? E mai repede încerc să nu mai las atât de mult loc pentru calculator și să aibă copilul mai multă oportunitate. În pandemie a fost foarte greu. Copilul a stat foarte mult la calculator și era incorrect să-mi spui am muncit cu calculatorul 6 ore la școală, acum lasă-mă 2 ore să stau să mă joc. Da? Pentru că ăla a fost socialul. Acum este nevoie de foarte mult efort să schimbăm acest tipar. E foarte adevărat. Dar să știți că mă gândeam acum că, până în pandemie cel puțin, ideea asta de a-i da o tabletă sau un calculator pe mână copilului, cred că spune mai multe despre noi ca părinți. E modalitatea noastră de a pasa responsabilitatea. Uite, ocupă-te, ia, joacă-te tu pe tableta asta, că eu am un pic de treabă. Cred că ăsta este răspunsul multora dintre părinți și iată, ajungem să nu mai controlăm modalitatea prin care folosesc aceste device-uri. Dați-mi voie să le reamintesc. Depinde cum folosim aceste device-uri, pentru că uneori poate să fie o sursă de informare pe care noi altfel nu. Educație financiară, istorie și așa mai departe. Este nevoie, dar nu exclusiv. Exact. Dați-mi voie să le reamintesc și ascultătorilor noștri că pot interveni cu observații și comentarii în discuția noastră. Iar întrebarea serii, de ce ajung copiii să se sinucidă? Care sunt cauzele și cum putem să prevenim acest lucru? Stimată doamnă, revin la discuția noastră și să știți că mi-ați atras atenția cu observațiile legate de școală. Acum, ăsta e un domeniu pe care îl cunosc ceva mai bine. V-am atins un buton. Exact. Și aș fi vrut să vă întreb, ce poate face școala pentru a limita măcar, pentru a preveni astfel de situații? Acum nu vă ascund că eu cunoscând sistemul foarte bine și știind că sunt școli în care avem un psiholog școlar la câteva sute sau poate 1000 și ceva de copii. Exact. Și stau acum și mă întreb ce poate să facă omul ăla pentru a preveni astfel de situații.
Colegii mei, psihologii școlari, sunt accesați, să știți, de copii, chiar dacă norma lui este la un număr de mii de copii, ei își fac treaba și reușesc să devină acei prieteni. Sau uneori liantul între familie și școală, între familie și copil, între copil și profesor, între copii, acolo unde este nevoie. Eu încurajez copiii și cu atât mai mult părinții să-și îndrume copiii către un psiholog care este la îndemâna copilului și este gratuit. Să nu uităm că este important și acest aspect pecuniar. Deseori se întâmplă ca noi adulții să credem că dacă copilul nostru se duce la psiholog, înseamnă că noi am eșuat ca părinți. Nu, înseamnă că acel copil are nevoie de un specialist. Dacă copilul face febră sau roșu în gât, nu ești tu de vină ca părinte, ci pur și simplu organismul lui a generat o boală și este nevoie de medic. Așa este nevoie și de psiholog. De multe ori se întâmplă să, apropo de școală, să am copii în cabinet sau chiar și pe linie, în care copilul întors la școală să-i fie teamă, de este o teamă, e o anxietate anticipatorie, o să fie rău, o să fiu descoperit de profesor că habar n-am avut nimic 2 ani de zile, că am stat cu camera închisă, că m-am jucat, că am stat în pat, când mi-am făcut temele. Și eu recomand profesorilor să plecăm de la această realitate. Haideți să acceptăm că 2 ani de zile copiii noștri nu au acumulat nivelul de informație care ar fi fost poate, nu știu, specificat în normele școlare. Da? Dar nu are rost acum să credem că vom recupera într-o lună de zile sau în 3 luni de zile ceea ce nu s-a făcut în 2 ani de zile. Și odată ce facem acest pact cu copiilor le scade anxietatea de performanță. O, Doamne, dar pentru asta să știți că ar trebui să schimbăm un întreg sistem, pentru că ar trebui să convingem profesorii să mute focusul de pe predarea aia, fuga aia de a termina conținuturile din programă, teama că îl poate vizita domnul director sau doamna sau domnul inspector. Aici e un întreg lanț vicios și, sau poate presiunea din partea unor părinți care au așteptări foarte mari și care vor, nu știu, rezultate mari la evaluările naționale. Mă întreb cum pot fi schimbate lucrurile astea. Și mai am o curiozitate. Să știți că vorbeați un pic mai devreme despre profesori. Am să mă dau pe mine ca exemplu ca să nu se supere nimeni. Mă gândesc că nici în facultate și nici în, nu știu, cei aproape 18 ani de când sunt în învățământ, nu am avut cursuri de dezvoltare personală în care să vină cineva să ne spună: păi fraților, dacă voi, uite, intrați la clasă și aveți 30 de copii în față, uite, trebuie să fiți atenți la lucrurile astea care arată poate un dezechilibru emoțional. Uite, așa trebuie să lucrați cu copii. N-am avut lucrurile astea. În schimb, s-a insistat foarte mult. Și așa e și firesc până la urmă. Pe partea de specialitate, pe partea metodică, nimic despre dezvoltarea personală și partea emoțională. Uite, și eram curios. Știu că am văzut în alte sisteme internaționale există acele ore de PSHE, dezvoltare personală, lucru care la noi nu există. Sau, mă rog, sunt câteva ore în ciclu primar. Dacă ar exista o astfel de oră, o astfel de curiculă, ce teme credeți că ar trebui abordate acolo? Că poate le dăm idei colegilor noștri care sunt diriginți și măcar așa la o oră de diriginție să încercăm să vorbim cu elevii noștri. În primul rând că haideți să folosim această oportunitate și să facem o propunere domnului ministru, inspectorilor, profesorilor. Haideți să ne dăm timp acum și să găsim o metodă de a ne întoarce post-pandemic la școală. Este o situație atipică care cere soluții atipice. Înainte de a preda, înainte de a-și face norma profesorul, pentru că noi tot vorbim despre profesor, dar și profesorul este un om. Și el s-a chinuit să predea în online și el și-a așezat materia în așa fel încât să poată să fie predabilă în online. Și el este un om stresat și lui au murit rude și el s-a confruntat cu frica de moarte și el a fost supus anxietății de boală pentru că a trebuit să se ducă în clasă, indiferent care era percepția lui și opțiunea lui vis-a-vis de vaccinare și așa mai departe. Adică și profesorii sunt oameni ca și noi, ca și copiii noștri, ca și noi ca părinți. Și atunci nu aș vrea absolut deloc să rămânem cu ideea că profesorul este răul și este cel care împinge copilul într-o astfel de situație. Nu, suntem într-o situație atipică și într-adevăr, sănătatea emoțională, așa cum facem ore de sănătate medicală, ore de igienă, nu știu, cu stomatologie și așa mai departe și avem invitați, putem să aducem specialiști în
în școală, care să ne ajute în direcția asta. Cel mai important lucru este să recunoști emoțiile. Pentru că noi vorbim de depresie și de suicid. Este foarte important să înțelegem, așa, popular, cum putem noi să descriem această situație, depresia, ca o ambiție exagerată. Când vezi pe cineva că este într-o stare de disconfort, de conflict cu el, de unde este el și unde ar trebui să fie, că îi impune părintele, că îi impune profesorul, că își impune el singur și nu poate să ajungă acolo, acolo trebuie să ai grijă de acel copil. Foarte. Pentru că această diferență între cine sunt și cine ar trebui să fiu, dacă nu o putem umple într-un mod realist și într-un timp realist, acolo această îngrijorare devine un potențial de depresie. Da? Și este normal, dacă nu poate să fie viața așa cum eu doresc, să nu o mai vreau. Da? Acești copii nu au standarde de bine și rău. Au standardele profesorilor, au standardele părinților, dar nu au propriile lor standarde. Cât de greu este să întrebăm, ok, unde suntem? Cum să fie? Avem capacitate, avem teza, ne-am întors în școala fizică. Cât timp? Ne dăm o săptămână să ne adaptăm la școala fizică? Nu ne dăm, pentru că nu avem timp, pentru că trebuie să recuperăm materia și așa mai departe. Da. Și atunci este important să avem puțin grijă întâi de ceea ce simțim și după aceea de ceea ce știm. Foarte adevărat. Îl avem pe Mihai la telefon. Bună seara, Mihai, ești în direct la Europa FM. Te ascultăm. Vă ascult cu mare drag și ascult cu mare drag emisiunile dumneavoastră. E o temă și un punct pe care ți-l l-ați atins foarte bine. Fiica mea de 12 ani. Ne auzi, Mihai? Fiica mea de... Da, sigur că da. Probabil ar trebui să dai o radio mai încet, că vă ascult pe un alt device. Eu sunt undeva în Germania. Eu, în general, sunt plecat de acasă. Soția e cea care se ocupă de fiica noastră. În regulă. Alo? Da, noi te auzim, Mihai. Gata, am închis radio, rămâne să ne auzim doar în telefon. E perfect. Așa. Care este răspunsul tău la întrebarea serii? Uite, asta dezbatem de mai bine de jumătate de oră. De ce crezi că se sinucid copiii? De ce ajung în situația asta? Pentru că eu am întâlnit la mine personal, adică în care copilul meu de 12 ani a zis că ea vrea să moară. Și mi-am pus întrebarea, ok, adică e ceva normal, e ceva. Am mers cu ea la psiholog, a discutat cu psihologul și mi-a spus doar pentru că ea era bună la toate materiile, fiind într-un învățământ privat, într-o școală privată, nu avea note bune la religie și la limba română. Da, cu alte cuvinte, ajungem la discuția de mai devreme, Mihai. Vorbeam un pic și despre ceea ce face sau poate ar trebui să facă școala un pic mai bine. Iartă-mă, aș vrea să-i adresez și mi-ai trezit o curiozitate acum și aș vrea să o întreb pe invitata mea. Uite, vorbim despre un caz foarte interesant ce ne-a povestit Mihai. Vorbim și despre situațiile cu copii care au părinții plecați în străinătate. Acum, sigur, cazul lui Mihai poate este unul fericit în care sunt cu toții acolo, dar avem foarte mulți copii, nu știu, n-am o statistică la îndemână, zeci de mii, sute de mii de copii care au... Sute de mii de copii, sunt județe specifice care au foarte... Județul Suceava, de exemplu, are foarte mulți copii care au părinții plecați, Bacăul, Galațiul. Ce se întâmplă cu acești copii este foarte simplu. Haideți să ne gândim ce îi lipsește acestui copil, un părinte. Ce înseamnă părintele? Înseamnă model. Ce vrea copilul? Vrea să-și mulțumească un model ideal, pentru că neavându-l acolo, nu-l vede cu bune și cu rele și și-l dorește, dar se dezvoltă acest tipar de tip pleaser. Trebuie să fac pe plac ca să-l mulțumesc pe tata sau pe mama, mai ales că părinții care aleg să plece au această imagine de părinți care s-au sacrificat, de părinți care fac eforturi pentru copii și aici aș recomanda să ne asumăm noi decizia că am plecat. N-am plecat pentru copii, am plecat pentru nevoia noastră, uneori pentru ambiția noastră, pentru lipsurile noastre. N-am plecat pentru copii. Copilul are nevoie de părinte. Există patru verbe ale iubirii. A fi lângă copilul tău, a simți pentru copilul tău, a avea pentru copilul tău și a putea pentru copilul tău. Sunt necesare toate. Să nu le uităm a fi și a simți. Și atunci... Uneori se întâmplă ca performanța copilului să fie dedicată unui părinte și ne întrebăm ce este în spatele acestui comportament.
Da? Ce caută copilul? De ce vrea el 10? Pentru cine? Pentru el? De ce are nevoie de 10? Păi, stimată doamnă, noi avem un sistem de învățământ construit în jurul notei de 10, în jurul diplomelor de la olimpiade și concursuri. E greu de schimbat povestea asta și din, nu doar din mintea copiilor, dar în primul rând din mintea noastră a adulților, că noi suntem aia care am impus cumva modalitatea asta de gândire. Și mă gândeam, mi-aminteam la un moment dat de faptul că în școală noi nu știm, noi adulții, că suntem părinți, că suntem profesori, nu știm să spunem că îmi pare rău, îți cer iertare pentru nu știu ce, pentru ceva ce am făcut eu rău. Avem un cult al perfecțiunii. Copiii învață de la noi că ei trebuie să facă totul perfect. Nu trebuie să facă totul perfect. E ok dacă greșești. Nu e sfârșitul. Deci nu se poate. Evident. Să nu uităm că avem un creier creativ și un creier rațional. Adică o parte a creierului creativ și unul rațional. Aici aș mai atrage un semnal de alarmă nu a copiilor mici, aceea de până în 18 ani, ci a tinerilor. Pentru că noi îi construim cu ideea de 10. Da? Tu în viață trebuie să obții 10, trebuie să fii de 10, trebuie să primești 10. Ce se întâmplă cu copiii care ajung să termine facultățile, ajung să aibă mastere, să aibă doctorate și se duc în piața muncii, unde nu mai există 10? Iar ei chiar ajung juniori, adică ajung la minim 5. Da? Dacă CEO-ul e de 10, el este de 5. Ce se întâmplă? Ce fracțiune logică se întâmplă în mintea și în sufletul acelui copil care a trăit cu mulțumirea tuturor că el este de 10? Nu-și mai găsește această glorie. Foarte adevărat. Și nu se poate adapta pe piața forței de muncă. Exact. Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372069599. Până atunci, doamna Crețescu, aș fi vrut să vă întreb. Am avut o discuție zilele trecute cu câțiva colegi legate de fenomenul ăsta al bullying-ului în școală, pe care cumva intuiesc că, sau îl văd cel puțin ca pe o cauză acestor episoade de depresie. Știu că s-a vorbit în ultimii 2 ani foarte mult de cum combatem noi bullying-ul, deocamdată senzația mea este că am rămas în etapa aia în care doar vorbim și nu reușim să facem pași înainte. Cum putem să limităm sau cum îi putem ajuta noi pe copii, noi ca părinți, ca profesori, să-i ajutăm pe copii să facă față unor episoade de bullying la școală sau în grupul lor de prieteni, în așa fel încât cumva să prevenim situațiile astea de depresie de care ne povesteați mai devreme? Avem nevoie să înțelegem întâi ce înseamnă bullying-ul. Bullying-ul are un agresor și o victimă. Dacă nu am victimă, nu am agresorul. Da? Dar ce se întâmplă dacă, și trebuie să știm asta, noi avem copii crescuți de o generație autocratică care folosește pedeapsa și recompensa. Și atunci copilul învață că decât să stea pedepsit, mai bine să fie cel care pedepsește. Da? Pentru că este normal să nu vreau să-mi asum rolul de victimă, da? Cel care este abuzat. Și atunci învăț de la adultul din viața mea să fac același lucru, să reușesc social să abuzez pe celălalt. Știm asta, că în spatele unui agresor este o victimă, da? Și atunci, unu, avem nevoie să vedem cum nu mai construim copii care fac bullying și după aceea ce se întâmplă cu copiii care ajung să fie victimele bullying-ului. Da? Învățăm diversitatea, îl învățăm pe copil că se poate să nu se joace cineva cu mine, se poate să nu fie cineva de acord, se poate ca cineva să facă rele, da? Să aibă un comportament nepotrivit, că e violent verbal, că îmi face anumite lucruri. Nu îmi face, el face, dar eu am alegerea să mă duc în altă parte. Da? Și, din păcate, a crește aceste generații prin comparație. Da? Dar celălalt ce notă a luat? Dar tu cât ai luat? Dar ce prieteni exact, a luat exact, celălalt? Dar câte puncte a luat celălalt? Da. Îl facem tot timpul un raport cu celălalt. Care e cel mai popular? Care este cel mai puternic? Care e cel mai bun? Și atunci copilul are doar două opțiuni. Ori este cel care este cel mai bun și putem ajunge cel mai bun pe o cale corectă, da? Sau dacă nu reușesc să fiu cel mai bun, voi reuși să fiu cel mai rău, dar cu siguranță ajung cel mai, și să atrag perechea, da? Cei care nu ajung așa. Și atunci sunt victimele celor cumva abuzatori. Este un cuvânt prea dur pe care să-l atribuim copiilor, dar există această dinamică între agresor și victimă. Da. Da. Și atunci avem nevoie să ne învățăm copiii că oamenii sunt de multe feluri, că relațiile sunt diverse și că avem întotdeauna de ales cu cine vorbim, în preajma cui stăm și în ce anturaje. Da, foarte, foarte adevărat. Suntem în direct și cu Paul. Bună seara, Paul. Ești în direct la Europa FM. Te ascultăm. Bună seara. Eu merg pe premisa că nu neapărat profesorii îți devină, au și ei vina lor.
nu merg pe premiza că jocurile de pe calculator îți devine, pentru că eu, sincer, în toată perioada mea de în clasa 6-a până în a 12-a, aveam record la absențe ca să mă joc pe calculator. Da, iartă-mă, te rog, Paul, să știi că noi n-am spus niciunul aici că ar fi neapărat ăștia niște factori care să contribuie. Ar putea avea. Eu zic că cea mai mare vină, văd asta la copilul meu, cea mai mare vină este absența părintelui. Deci absența părintelui din viața copilului, aia din punctul meu de vedere e cea care înclină copilul să caute, nu știu, o altă sursă de distracție în alte zone, și dacă cumva e respins și de acolo, ajunge în puncte, în da. Puncte nasoale. Foarte, foarte interesant ce ne spui, Sorin. Pentru că eu, spre exemplu, tatăl meu era foarte ocupat. A decedat acum 3 ani de zile, iar în perioada în care eu eram în creștere, tatăl meu lucra de dimineața până seara, zi lumină. Eu îl vedeam seara târziu și pe atunci nu era, să zic, tehnologia care e acum, cu 15 ani. Mama mea își aducea lucru acasă. Da, aceeași situație. Da. Și atunci am găsit refugiu în calculator. Îți mulțumesc tare mult. Și toate cele. Da, îți mulțumesc tare mult, Paul. Asta e o idee foarte interesantă. Eu mă gândisem inițial la copii cu părinți plecați în străinătate, dar iată că avem copii cu părinți plecați departe, cu mintea departe de copiilor, și iată și asta contribuie la situațiile astea de depresie. Bună seara, Sorin. Ești în direct cu noi la Europa FM. Te ascultăm. Bună seara. În legătură cu ce spunea doamna mea înainte, cu bullying-ul și cu asta, v-ați pus vreodată întrebarea, copiii știu să se joace? Deci dacă știu să se joace, pentru că am constat că foarte multe lume duce copilul să se joace de la ora de, la ora de. De aici pornește totul. Nu interacționează un copil cu celălalt, n-au șanse. În al doilea rând, problema începe de la școală, indiferent că ești profesor sau nu. În fața unui profesor, copiii să fie egali. În momentul în care vine un copil îmbrăcat care schimbă hainele zilnic, nu săptămânal, mi se pare total aiurea să am pretenția de la copii să învețe sau să asculte sau să... Nu știu cum să vă explic mai bine. Da, am înțeles, Sorin, și e bună, e foarte bună observația ta. Pe de altă parte, să știi, dăm voie să-ți spun că sigur că sunt și situații de genul ăsta, dar eu mă gândeam, eu îți spun că am predat în școli din mediul rural, unde crede-mă că veneau toți copiii săraci, veneau la fel, erau în aceeași situație socială. Mă gândeam mai degrabă dacă n-ar fi de ajutor poate o mai bună pregătire a profesorilor. Nu spun că fac ceva rău, spun că nu suntem pregătiți, nu știm ce să facem. De și ce? ți-o spun din propria experiență, pentru că sistemul universitar nu ne-a pregătit pentru asta, iar zona de pregătire profesională nu atinge decât într-o mică măsură zona asta. Îți mulțumesc tare mult pentru observație, revin la... Dar mai era observație și cred că e cea mai importantă. Te rog. Deci, în primul rând, copiii nu știu să se joace. Cum ai spus, în mediul rural ai văzut copii să se joace, dar la oraș au loc să se joace, să interacționeze? Da, rămâne cu semnul de întrebare, e adevărat. Ba nu, asta e adevărul. Cum să oprești bullying-ul dacă el nu se vede numai la școală cu copilul respectiv cu care el are relații... aiurea. Da. Copilul trebuie să fie egal și la școală și peste tot. Da. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Sorin. Va trebui să ne apropiem de sfârșitul discuției. Îți mulțumesc mult. Revin la dumneavoastră, doamna Crețescu. Observați, vă rog, că sunt o groază de păreri pe subiectul ăsta. Aș vrea să încheiem, ne apropiem de finalul discuției noastre și aș fi vrut să vă rog să ne spuneți ce putem să facem noi ca părinți, ca profesori, începând de mâine, în condițiile în care nu toți copiii din țara asta au acces foarte ușor la forme de sprijin. Ce putem să facem? Nu știu, spuneți-ne primii 3 pași și 3 lucruri la care să fim atenți. Am să vă explic ceva foarte simplu. Copiii se nasc în instinctul plăcerii, fac din plăcere ceva. Va trebui să învățăm să le livrăm lucruri plăcute lor. Da? Nu obligatorii nouă, ci plăcute lor. Dar să înțelegem că noi, părinții și adulții, suntem formatori de reguli și de limite. Cu cât o să introducem aceste reguli și limite cu plăcere, cu atât copiii vor face cu plăcere ceea ce trebuie. Da? Deci avem nevoie să facem împreună cu ei
nu pentru ei. Avem nevoie, dacă vreți așa, vizual, să stăm în spatele copilului și copilul în fața noastră. Da? Avem o materie, avem cercul de predat la matematică. Asta e formula cercului, astea sunt problemele, avem 20 de minute, cum vreți să lucrăm? Chiar dacă la sfârșit tu decizi ca profesor cum să îți desfășori ora, dar dă-i copilului sentimentul că participă și el la decizia ta. Și atunci copilul ăla va simți apartenență și echipă alături de tine. În regulă. Stimată doamnă, vă mulțumesc din suflet că ne-ați ajutat cu răspunsuri, cu explicații legate de subiectul ăsta trist. Vă spun, mi-a rupt inima când am văzut și când mi-am dat seama că trebuie să fac o emisiune pe subiectul ăsta. Mi-aș dori să nu mai trebuiască să mai facem asta vreodată, dar pentru asta, noi toți, părinți, profesori, toți adulții, trebuie să fim aproape de copiii noștri. Vă îmbrățișez, ne auzim marțea viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.